iată primele imagini cu Dana Roba după ce a fost mutilată de soț. Are jumătate de craniu spart și spune că-ți Dumnezeu a luptat pentru ea. Chiar la începutul acestei luni, medicii s-au confruntat cu un caz absolut șocant. O femeie a sosit de urgență la spital, după ce a fost mutilată de către soțul ei cu un ciocan. Victima acestei situații terifiante este nimeni alta decât Dana Roba, care a avut jumătate de craniu spart. Acum, Dana s-a recuperat și a făcut și declarații. Nu cu mult timp în urmă, la începutul acestei luni, iunie, întreaga țară a aflat cu groază prin ce situație a trecut Dana Roba. Deși cei doi trăiau o poveste de dragoste plină de împliniri și bucurii, publicul din țara noastră a aflat cu stupoare că femeia a fost nevoită să ajungă de urgență la spital, într-o stare extrem de gravă. Potrivit informațiilor oferite, ea a fost lovită cu ciocanul de către soțul ei de mai multe ori. Astăzi, la mai puțin de o lună de la incidentul șocant prin care a trecut, Dana a reușit să se recupereze îndeajuns de mult pentru a da o declarație despre cele întâmplate. Dana Roba chiar a spus că și ea este surprinsă că a reușit să supraviețuiască calvarului. Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia, a declarat aceasta, conform sursei citate. Șocați de severitatea rănilor suferite de Dana, medicii au fost rezervați și nu îi dădeau acesteia prea multe șanse de supraviețuire. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor, a spus Dana Roba. Dana Roba a recunoscut că a fost șocată de severitatea rănilor suferite. Eu, când am văzut pozele, nu am putut să mai dorm toată noaptea, a mai spus aceasta. Modul în care arăta a traumatizat-o. Dana Roba a declarat că simte că a primit o a doua șansă la viață, din partea lui Dumnezeu. Mai ales ținând cont că niciunul dintre medicii care au îngrijit-o nu au crezut că aceasta are șanse de supraviețuire.